Biblia nu trebuie doar citită, ci trebuie în mod special înțeleasă. De fapt, aș spune că dacă o citim fără să o înțelegem, o citim degeaba. Înțelegerea Scripturii, cel puțin în aspectele esențiale, este posibilă pentru toți credincioși și prin iluminarea Duhului Sfânt și prin citirea ei. Însă, este necesar să studiem Biblia ca să o înțelegem, da? Să vedem despre ce vorbește pasajul respectiv. Și eu cred că interesul primar al fiecărui credincios este să înțeleagă ce spune textul, da? Despre ce vorbește textul. Mai multe persoane m-au rugat să le ofer o metodă prin care să studieze pasajele Sfintelor Scripturi și începând cu acest episod vor urma și altele în care voi încerca să fac lucrul ăsta împreună cu voi. Eu am împărțit deja pasajul acesta ca să fie o recuperare de timp, dar împreună cu voi o să vă arăt cum fac, cum studiez, cum înțeleg un pasaj biblic. Deci scopul final este ca să ajung la tema pasajului, să înțeleg despre ce vorbește un anume text, ce a vrut Duhul Sfânt să-mi spună, da? Și ca să aflu tema, trebuie să văd în primul rând care sunt propozițiile dintr-un pasaj. Am un pasaj simplu care conține trei propoziții. Propozițiile le aflu uitându-mă la verbe. Da? Identific verbele principale. În pasajul nostru avem primul verb, Dumnezeul păcii să vă sfințească. Da? El începe de plin. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite. Al doilea verb. Așa, cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Este al treilea verb principal din pasajul nostru. Asta înseamnă că avem verbul v-a chemat, dar el are un alt rol, o să vedem imediat. Asta înseamnă că în pasajul acesta am trei propoziții principale. Prima, uite, le delimitez să le vedeți. A doua și a treia, da? 1, 2, 3. Bun. Am dat cu tab ceea ce se spune despre sfințire, despre păzire, da? Să fie mai ușor de observat. Ce se spune despre sfințire? Asta e întrebarea pe care trebuie să o pui. Ajungi la verb, ce spune despre asta? Ce spune despre? Păi spune că Dumnezeu păcii ne sfințește, da? Ce mai spune? Că o face El însuși, da? Nu prin intermediar. Ce mai spune? Că o face de plin. Ce spune despre păzire? Despre păzire. Că păzește aspectele acestea. Trupul, sufletul și Duhul. Dar ce se mai spune? Că le păzește întregi. Ce se mai spune? Că le păzește fără prihană. Ce se mai spune? Că le păzește până la venirea Domnului Isus, da? Ce spune aici? Ne uităm din nou la prima propoziție. Cine ne sfințește, da? Cât sfințește? De plin, da? La fel, aici, iarăși, poți să pui întrebări. Despre ultima propoziție, ce spune? Cine va face lucrul acesta, da? Cine va face? Dumnezeu. Cum este Cel care va face lucrul acesta? Credincios, da? Și la propriu, ți-ai explicat tot pasajul. Însă, întrebarea care rămâne este care este tema pasajului? Care este tema pasajului? Pe tema pasajului, după cum vedeți, uitându-ne la verbe și punându-le împreună, este următoarea. Scriem sfințire plus păzire. Și dacă ești atent, vei vedea că El ne-a și chemat, da? Plus chemare. Și dacă te uiți iarăși foarte atent, vorbește de la venirea Domnului Isus Hristos, care este proslăvirea noastră, da? Credincioșii din primul veac se așteptau ca Domnul să vină în timpul vieților. Asta este mântuirea. Asta este mântuirea. Da? Chemarea este prima fază a mântuirii, păzirea și sfințirea este a doua fază a mântuirii care ține toată viața și proslăvirea este ultima fază a mântuirii. Deci pasajul vorbește despre mântuire. Asta vorbește pasajul. În mod special, dacă vă uitați la secțiunea aceasta, în mod special despre a doua fază a mântuirii, da? Despre sfințire. Despre sfințire. Apoi vezi ce spune Biblia despre sfințire, da? Foarte important, dacă ne uităm acum la teologia textului, da? Ce spune pasajul despre sfințirea noastră?
Noi știm foarte clar din alte pasaje că sfințirea este responsabilitatea noastră. Noi trebuie să ne luptăm, noi trebuie să depunem efort, noi trebuie să ne sfințim. Fiți, fiți, căci eu sunt sfânt, spune Domnul. Dar pasajul acesta ne arată într-un mod extraordinar că Dumnezeu este cel care face sfințirea. Noi nu putem să ne sfințim. Noi trebuie să ne sfințim, dar nu putem. Dumnezeu nu doar ne oferă sfințirea, nu doar ne oferă puterea de a ne sfinți, ci El chiar face lucrarea sfințirii. Asta spune Dumnezeu, să vă sfințească. Nu zice să vă dea ajutor în sfințire, să lucreze cu voi, să vă sfințească, da? Și apoi spune că face lucrarea asta pe deplin. Deci dacă din momentul în care tu te-ai pocăit până la capăt, Dumnezeu te sfințește pe deplin, înseamnă că mântuirea și sfințirea aceasta este sigură. Este sigură. Apoi, Apostolul vorbește despre pază. Iarăși, arată că păzirea asta este făcută în întregime, că păzirea este făcută în sfințire și o să observăm imediat de ce e important aspectul ăsta și că e făcută până la venirea Domnului. Dom'le, dacă ne păzește până la venirea Domnului, până la venirea Domnului, foarte important, înseamnă că nu putem să ne pierdem. Dacă e o promisiune, asta și e adevărată. Dacă e o promisiune adevărată, dacă este o rugăciune pe care Domnul i-o ascultă Apostolul Pavel, da? Mai este un aspect foarte important de observat teologic. Mai ales cum îi zic, voi nu credeți în pierderea mântuirii, înseamnă că voi învățați că putem să facem tot ce vrem, să trăim în păcat și așa mai departe. Nu! Pentru că textul spune că Dumnezeu ne păzește în neprihănire. Uitați-vă la al doilea aspect aici. Fără prihană ne păzește. Ce frumos e. Ba chiar și aici se leagă foarte clar sfințirea de păzire. Dumnezeu le face pe ambele. Ambele sunt sigure, da? Iar spune că ne păzește. Uitați ce clar e stabilită siguranța mântuirii. Spune că ne păzește, ne sfințește pe deplin și spune că ne păzește până la venirea Domnului. Deci ambele aspecte, sfințirea și păzirea, sunt sigure. Pavel dă aici o siguranță totală a mântuirii, arătând în ambele propoziții că sfințirea se face pe deplin, o face însuși Dumnezeu și că paza se face până la venirea Domnului Isus. Și dacă ne uităm la treia propoziție, același lucru îl face Apostolul Pavel. Stabilește siguranța mântuirii noastre nu doar la sfințire, nu doar la păzire, o stabilește din nou și spune că cel care v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. De unde știm noi că este sigură lucrarea sfințirii și a păzirii, că este sigură mântuirea? Păi știm, pentru că Dumnezeu are acest caracter și pentru că ne este promisă lucrarea Lui. Da? Din nou, ni se dă siguranța mântuirea. A treia oară. Da? Avem aici prima dată, avem aici a doua oară, avem aici a treia oară. Este o promisiune. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Deci mântuirea nu se pierde, mântuirea este sigură, dar mântuirea înseamnă sfințire și păzire. Și păzire în sfințire, păzire fiind fără prihană. Asta este foarte important. Cui spune Pavel că Dumnezeu face lucrarea aceasta? Cui? Auziți. Cel care v-a chemat. Cel care v-a chemat. Aici este prima fază a mântuirii, începutul mântuirii noastre. Asta este întrebarea. Dacă am primit această chemare lăuntrică, puternică, supranaturală, irezistibilă, cuceritoare a Duhului Sfânt, dacă am în parte de chemarea asta, nu doar de chemarea exterioară a Evangheliei. Da? Și apoi, de aici și până aici, ne este descrisă a doua fază a mântuirii, pe care o vom numi sfințire plus păzire. Iar aici este descrisă a treia fază a mântuirii. Da, finalitatea ei. Este extraordinar să observăm că toată mântuirea, de la început, continuând cu sfințirea și până la final, este făcută de Dumnezeu, da?
și este sigură. Este sigură, domnule. Asta ne arată textul peste tot. Peste tot. Pasajul este super, absolut superb și vă aștept la următorul episod.